Pornim spre Sri Lanka. O să luăm busul din Nisva în Muscat. Aici am stat vis-a-vis de cetate. Busul ne lasă din Nisva fix la aeroport. Nu mai trebuie schimbat nicăieri. Avem busul la 12 fără 20 și avionul la 10 seara. Cu busul facem vreo 3 ore. Am aplicat și pentru viza de Sri Lanka. Răspunsul ni l-au dat chiar a doua zi, nu trebuie. În 4 ore a venit răspunsul. Da, în câteva ore. 3 ore. Am plătit 104 dolari. Două persoane. Cu tot cu tax. E 50 de dolari viza și cam 2 euro. Tax. De fapt nu, 2 dolari. 2 dolari. În dolari. 50 de dolari viza. Și cam 2 dolari de fiecare procesarea tranzacției. Spre bus! La revedere, Nisva! A fost un orășel foarte, foarte frumos. Și foarte friendly de mers pe jos în comparație cu Muscat. Să ne aprovizionăm de la frații pakistanezi cu niște gustări de drum. Ce au azi, falafel? Ah, n-au samosa. N-au samosa, dar falafel. Am belit carasul. Hai să mâncă cu alune. Cu alune? Nu fac la fel, că n-avem ce să facem. Nu știu asta? Cu ardei iute în el. Ah. Picant, picant. Ok, anything else? Bye. 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 Ieșim din cetate unde am stat și ne îndreptăm spre stația de bus, dar nu înainte să ne luăm niște gustări. Încă se mai vând pomișori de ieri de la târg. Happiness Grill a fost cel mai ieftin loc de mâncat. Asta este meniul. Stația de bus care duce spre Muscat sau spre alte destinații este fix la acest bridge. Bridge stop Măsalat. Banca este în soare, bineînțeles, nu este nimeni la ora asta. Așteptăm de jumătate de oră busul și încă nu a ajuns. Să sperăm că vine. Dacă nu, trebuie să inventăm ceva să ajungem la aeroport. Și suntem destul de departe. În final a venit busul cu 40 de minute întârziere. 40 de minute întârziere. Deja ne-a făcut să îngriși că nu stăm în stația cu care trebuie, pentru că mai este stația principală la 6 km de unde stăteam. Este o stație. Și faza e că e doar un bus pe zi. Telegram.
Они такие, ну садитесь. Вот так удивились, как. Înapoi de unde am plecat, în aeroport, avem de stat cam 6 ore. La ora 10 avem zborul, e ora 3, până facem check-in, n-am putut să-l facem online, check-in-ul. Salamer! Zburăm cu salamul. Doamcuțe. Te poți întinde un indian acolo întins. Chiar e frânt de aeroport, nu mă aștepta. Da, și eu raportat că nu prea sunt trotuare prin Oman. Aeroportul n-ai ce să zice super luxury. Mai avem fix 6 ore de stat în aeroport, dar ne-am luat o pungă de fructe. Nu mai știu cum se numesc. Ne-au spus cum se numesc ceva în arabă, dar nu mai ține minte, dar au gust la fel ca și merele, aproape, nu? Mai parfumate puțin? Da. Și în mijloc au un sâmbure. Sâmburele. Am dormit pe aceste bănci ca doi barosani. Niciun om. Bine că sunt bănci. În aeroportul din Abu Dhabi nu era nicio bancă și chiar n-aveai cum să stai afară dacă ai mai multe ore de așteptat. Dar ne-au trezit în țari că au început la ora asta. Nu ne-au mușcat deloc în țari în Oman, dar aici ne-au rupt în două. Ultima gură de aer din Oman. Aer uscat. Am avut puține probleme cu aerul uscat în Nizwa. Aer uscat din muscat. Aer uscat din muscat. Ne-am mușcat. Ne-au cancelat zborul spre Sri Lanka. Luasem două bilete de avion cu Salamer, 120 de euro de persoană. Și când am ajuns în aeroport, surpriză, zborul cancelat. N-am uitat întâi pe panourile departures. Am vrut să facem check-in aseară, dar nu mergea. Și scrie la check-in
veniți în aeroport. Și când am ajuns în aeroport, zbor cancelat, așteptăm să ne dea un alt zbor și ne-au zis că următorul zbor este peste 3 zile. Sau bani înapoi și normal că nu știu ce să faci cu banii înapoi. Vrem zbor, băi. Problema e că zboruri sunt la alte companii, pentru că tipa care era puțin mai devreme la job, care acum s-a dus în pauză. S-a tirat, că am venit noi și aveam probleme. Ne-a spus, ia uitați-vă, cu Fly Dubai există zbor, ne-am uitat și există zbor. Și chiar ne încadrăm, chiar mai devreme decât zborul pe care îl aveam, la ora 8, nu la ora 10. Dar a zis că nu se poate face transferul, că e Fly Dubai. Păi și atunci de ce n-ai mai zis să ne uităm la Fly Dubai dacă au zbor? Că pot face doar cu Oman Air. Acum ne-a pus să așteptăm încă vreo oră, că vine managerul ei și să explicăm toată situația lui. Dar de fapt ea a vorbit cu el înainte la telefon și a zis am doar două soluții. Ori bani înapoi, ori zbor pe 30. Nu am rezolvat nimic, am pierdut 4 ore în aeroport. Într-un final ne-am luat o cazare pentru 3 nopți în Muscat și schimbăm planul călătoriei. Am putut să schimbăm data cazării din Sri Lanka și n-avem ce să facem decât să mai stăm 3 zile în Muscat. Păcat că dacă știam din Nizwa, făceam alt traseu, mai ales că erau o grămadă de locuri interesante pe lângă. Reîncepem tripul de la început, scos bani de la banca Muscat și cazarea pe care am luat-o prima oră. Nu în Sri Lanka, tot în Oman. Aceeași treabă, busul 8 sau A1. Înapoi la molul Zahir. La ce schemă? Codul este... AD. Bine. Zici că e deja bun, nu? Înapoi acasă. Înapoi acasă. Ah, ce mineroase, de dat asta. Două sticluțele s-au micșorat de apă. S-au micșorat sticluțele de apă. Apa este foarte ieftină în supermarket. 6 ape la 1 litru jumate, 345. Made in Oman. 4 lei, 6 ape.